extrem de mulțumit de colaborarea cu site-ul dumneavoastră în condițiile în care am sesizat că site-ul respectiv prezintă realități din viața profesiei de avocat, mai mult prin articolele postate pe site-ul respectiv s-au înregistrat clarificări în ceea ce noi numim prestația avocațială. Evident că în momentul de față au fost multe demersuri făcute în privința legislației profesiei de avocat. Noi am ținut seama inclusiv de problemele iscate și de ceea ce site-ul respectiv a adus drept clarificare. Cred că și pe viitor vom colabora cu site-ul respectiv și că nu vor fi probleme în această colaborare. Ar trebui acum, evident, să vă adaug numai cuvinte de laudă în momentul în care dumneavoastră intenționați să schimbați conținutul site-ului. Nu pot permite la acest moment să fac propuneri în privința schimbărilor care pot să survină cu referire la acest site, dar cert este că acest site este vizionat de foarte mulți avocați. Din discuțiile purtate cu reprezentanții ai Corpului de Avocați din Baroul București, am înțeles că avocații sunt mulțumiți de modul în care sunt tratate problemele, de modul în care sunt recepționați în soluționarea diverselor chestiuni cu care se confruntă. Evident că pe viitor site-ul respectiv va reprezenta o sursă de informații pentru noi avocații din Baroul București și presupun că ne veți primi cu brațele deschise în momentul în care intenționăm să prezentăm unele aspecte chiar și cu caracter negativ din activitatea noastră profesională.